Salutare prieteni, în acest videoclip am să fac o altoire în despicătură la vița de vie. Pentru aceasta vom avea nevoie ca altoiul și portaltoiul să fie aproximativ egale de aceeași grosime. Aici eu o să fac o altoire, v-am spus, în despicătură. Și pentru aceasta va trebui, cum v-am spus, ca cele două altoiul și portaltoiul să fie de dimensiuni egale pentru a se alinia foarte bine cambiul, suprafața cambială. Pentru început va trebui, după ce tăiem cu foarfeca, să îndreptăm capătul portaltoiului cu limba briceagului. Vom tăia acești mugurași când avem nevoie de ei. La început v-am spus că eu acești portaltoi am ținut cam 3 zile în apă. Acest muguraș îl voi lăsa pentru a porni în vegetație și deci pentru a ajuta ca rădăcina să se dezvolte, să facă rădăcini începând de aici, de la nodul de jos. Voi face câteva crestături cu vârful briceagului și vă spuneam că acum o să fac o altoire. Deci o altoire, o despicătură. Voi îndrepta și aici capătul altoiului. Aici este tot așa, este un altoi de muscat Hamburg. Pentru început va trebui să controlați înainte de altoire mugurii de la altoi, de să nu fie înghețați sau degerați, să nu fie negri. Haideți să facem... Deci se face o crestătură aproximativ de 3, maxim 3 cm 4, în funcție de cât vrei să faci spana de lungă la altoi. Mare atenție când faceți această crestătură, să nu vă scape briceagul, nu trebuie să apăsați foarte tare, în special dacă briceagul este ascuțit foarte mult, cum este acesta al meu de aici. Deci eu am făcut o crestătură cam de 3 cm 4, și acum nu-mi rămâne decât să fac și la muguraș o pană de tot așa aproximativ de 3-4 cm. Deci pentru aceasta voi lăsa cam un centimetru, 2 de la muguraș și voi începe să fac pana pe ambele părți. V-am spus mare grijă aici când faceți această pană, pentru că va trebui să nu rupeți această măduvă, pentru că dacă o rupeți, va prinde mai greu și vedeți că la mine tăietura este măduva neatinsă. Nu știu dacă focalizează bine telefonul acum. Deci de aceea va trebui și briceagul să fie foarte bine ascuțit. Voi încerca ca pana să fie cât mai subțire pentru a nu depărta foarte mult portaltoiul. Deci voi încerca să o scoți cât mai subțire posibil. Deci pana nu va trebui să fie sub formă de V, pentru că atunci va depărta foarte mult portaltoiul și mai ales în special la altoirea în verde. Pana se va face tot așa cum o fac eu acum. Deci vedeți ce subțire este la mine făcută pana. Cam așa trebuie să arate pana făcută. Mai îndrept un pic aici. Și acum nu rămâne să îmbin foarte repede cele două altoiul cu portaltoiul. Vom avea grijă ca
suprafața cambială să fie foarte bine așezată. Aici se lasă cam vreo 6-7 mm loc pentru calusare. Acum se strânge foarte repede cu bandă, începând din partea de jos. Tot așa se vede cam 2-3 învelișuri de bandă, după care se face legătura de forță pentru a strânge foarte bine alturul de portaltoi, pentru că dacă rămâne departat și a rămas loc de aer între ele, suprafața de contact n-o să se caloseze foarte bine, fiind aer între altoi și portaltoi, de aceea va trebui, când strângem de bandă, să strângem și puțin cu mâna, pentru a ajuta banda să strânge mai bine. Acum eu nu rămâne decât să introduc acest altoi repede, pentru că deja ceara a început să se răcească. Deci se introduce în ceară și se introduce în paharul cu apă, în borcanul cu apă. Și aceasta a fost altoirea în despicătură la vița de vie. Vă mulțumesc pentru vizionare și o să revin și cu alte videoclipuri, cu alte metode de altoire. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere!